aruncere mingea Ivanovski, în sfârșit o pasă bună pentru Ivanovski, să-l vedem aici dacă mai are suflu în acest duel 1-1. Ivanovski se eliberează, trage și gol! Este gol 1-1. Frumos golul lui Mirko Ivanovski după o acțiune personală. Are probabil și un mesaj pentru cine știe să citească în alfabetul chirilic. 1-1. Da, tocmai ce spuneam că ar fi timp pentru un gol egalizator, acum ar fi timp pentru un gol al victoriei. E minutul 87. Eu zic că e un gol pe care îl merită Ivanovski pentru efortul pe care l-a depus în această partidă. O acțiune individuală a macedoneanului, finalizată foarte frumos cu un șut excelent din 16 metri. Aici am crezut că va pierde mingea, pentru că erau doi adversari lângă el. A avut noroc că...